Situație penibilă ieri la ștrandul din Parcul Tineretului. Mai mulți buzoieni au fost oripilați când la un moment dat 10 adolescenți romi au pătruns în incinta complexului și s-au aruncat în bazine îmbrăcați. Mai mulți clienți din acel moment ai ștrandului au plecat dezgustați din cauza acestui incident. M-am dus așa cu o mare plăcere, cu... Abia am așteptat ca să-mi duc nepoțelul să se bucure de căldură, de apă, de tot ce vrei. Când era bucuria în toi, ne-am trezit cu un stol de țigani, iertați-mă că spun așa, dar nu știu cum să le zic, îmbrăcați în bazin, în bazinul mic. S-a umplusese bazinul cu țoanele care au venit de acasă pe ei, acolo au intrat. Cine răspunde de sănătatea noastră, de siguranța noastră? Telespectatoarea Campus TV s-a temut să reclame incidentul la fața locului și a precizat că nu va mai reveni la ștrandul primăriei. Am văzut, erau 2 sau 3 polițiști comunitari. Pentru început am vrut să mă duc la ei și să le zic. Mi-a pus frică de acei oameni colorați că se năpustesc asupra mea. Da, bine ați făcut. Mi-a pus frică. Mi-am luat copilul și am plecat în secunda 2. Vă mai duceți de acum la ștrand? Niciodată, indiferent cât dau la piscină, indiferent cât dau, se merită, că acolo stau în siguranță. Reprezentanții municipalității motivează că aceste incidente sunt izolate și că aventura tinerilor romi a durat doar câteva minute. Ideea e că... Cum nu vrei să intre îmbrăcat acolo, să facă baie, bine. Ce se întâmplă? Fenomenul e atât de strâns ca și arie. Se poate întâmpla. S-au întâmplat situații chiar și când eram eu acolo. Până anunță cel de la Salvamaru, anunță poliția că sunt 2 polițiști în 23 de hectare. Ei țin legătura telefonic. Când au astfel de cazuri, anunță pe cei de la poliția comunitară, vin și intervin. Dar probabil că de la telefon și până la intervenție a durat un pic. Ei, fiind probabil și cu ceva alcool, au sărit în pantalon scurt în apă. Bineînțeles că i-au luat, poliția a intervenit, dar a durat probabil câteva minute până au venit la fața locului cei de la poliția comunitară. În plus, alți telespectatori Campus TV au reclamat că întreg grupul de romi ar fi plătit la intrare doar 10 lei. Reprezentanții primăriei exclud această variantă. 8 camere de luat vederi supraveghează întreg ștrandul, inclusiv spațiul de la intrare. Este puțin probabil să-și permită cineva să intre fără bilet în... și pierde serviciu. Nu cred că face cineva așa ceva. Dar dacă nu se poate proba. Biletul de intrare la ștrand este de 7 lei pentru adulți, în schimb, la piscinele private din oraș, tariful este de 10 lei în timpul săptămânii și de 15 lei în weekend.